Data de 12 iunie 2024 am venit la o colonie unde știam că nu prea a primit ea o matcă, n-a reușit să se împerecheze, tot problema. Bun, e timpul să nu ne mai batem capul cu ea, cu toate că la Urdiniș intră polen, strâng foarte bine Urdinișul de acum, așa, la două albinuțe. Încă oricum nu are matcă. Așa. M-am uitat, am căutat, nu are matcă. Și oricum are deja 10 zile de la ultima verificare, consider că a ajuns timpul pentru a mai aștepta. Fiindcă vei pierde această albinuță, sunt vreo 3 rame de albină bine îndesată. Și ce fac? Am aceste grile de unificare, le zic eu, nu este altceva decât o diafragmă cu o sită antivaroa, cu o grilă antivaroa, și o să-i aduc un nucleu cu matcă împerecheată. Introducem această grilă, să zic așa, introducem frumos o grilă de unificare. Bun, mai sunt câteva albine acolo, trebuie îndepărtate. O să le dau cu fum să plece de acolo, dacă nu vin cu o perie și le perii, dacă nu fug. Eu sper să fugă de aici. Aici va veni locul unde îi aduc nucleul cu matca, un nucleu frumușel, cu două rame. Trebuie rezolvate problemele astea, sunt câteva și astfel de probleme. Așa. Am fugărit majoritatea albinei din acea zonă. Au fugit. Aplic grila până jos. Perfect. Verific dacă albina poate să treacă pe sub grila. Văd că n-are nicio treabă. Așa, și acum aceste ramele apropii de grila respectivă. Aceasta albina foarte bine îndesată. O să primească, să zic așa, foarte ușor matca. E o metodă foarte, foarte convenabilă de a face unificări. Perfect, așa arată. Îi pun o diafragmă. Așa. Și acum albina va fi forțată să comunice prin grila respectivă. Mă duc să aduc un nucleu. Am adus nucleu cu albina cu tot. Pe 3 rame. Bun. Și acum această albina are nevoie să comunice prin acea grilă, fiindcă doar pe acolo poate să treacă în, să zic așa, apă. Dar în 3 zile o să ridic lasa, îi las aici să comunice peste grilă, după care o să-i dau drumul cu totul. Bun.
Deci aici treaba arată așa, este unificat. O să-l unific peste 3 zile. Este metoda cea mai ușoară. Important este să ai acei nuclei formați. Încă lucrarea nu e completă, din ce cauză că acolo unde a fost acel nucleu ar rămâne albina această culegătoare, cum se vede aici, da? O mulțime de albină culegătoare care a fost plecată va veni aici. Și ce fac eu cu ea? Am un nucleu vecin. Nucleul vecin, să vedem cât de mare e. Este în regulă. Așa. Mă uit un pic la el să văd cum stă cu mătcuța. Se vede că are și albină mai puțină. Aici are larve. Arată binișor. Și ce am să fac? Trebuie să-i aduc o ramă goală, dar nu-i aduc chiar goală, să văd câtă mâncare are. Are larve, totul e în regulă, are piept căpăcit. Bun, totul pare în regulă. Atâta tot că am să-i mai aduc o ramă goală. Nu știu să-i aduc, să nu-i aduc. Hai să-i aduc o ramă goală, să-i o aduc. Am adus o ramă goală și cu aceasta am să văd dacă încape aici. Da, încape, perfect. Iar această multă culegătoare, că 20-30% din albină e culegătoare. Iată, se văd acolo. Multă albinuță. Îi dau drumul pur simplu la vecinul. Pun aici două bețe. Așa. Pun două bețișoare. Iar albinuțele culegătoare încet vor veni spre noua casă. Asta va fi noua lor căsuță. Zic că în cap. Să-i dau un băț mai gros. Deci, un băț mai gros, să fim siguri că poate să treacă. Acum știu că o să poată să treacă. Așa, și se vor duce la noua căsuță. Aici se va putea dezvolta eventual nucleul, dacă nu am nevoie de el pe undeva. Dar până atunci este un nucleu. Mai am câțiva aici, nu știu câți, 2-3. Putem lua până la... Să rămână doar unul singur pe loc, acela nu-l mut. Deci formez 4. Din ăștia, să zicem că s-au împerecheat toți 4.
După aceea, 3 mut fac unificări și restul se va forma o colonie centrală. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!